mintea focusată prin simțuri în prezent nu are anxietate, nu are depresie. Încă o dată, încă o dată, mintea focusată prin simțuri în prezent nu are anxietate. Dacă mintea ta e focusată total în văz, auz, miros, simțul tactil și gust, în prezent, singurul trăibil, nu există anxietate. Nu există. Să tratăm ceva ce nu există, e o tâmpenie. Ce să trate? Anxietatea nu există în prezent, singurul trăibil. Trecutul, viitorul sunt doar gânduri, gânduri, gânduri. Nu-i... Adun trecutul aici, adun viitorul. Nu ai cum. Trebuie să stai total aici în simțuri. Adică ce vorbeau înțelepții despre starea de observator. Starea de observator îi mental. Mintea se focusează prin simțuri pe prezent. Nu mai există anxietate. Când conduci mașina, la ce îți folosește gândirea? La ce? Trebuie să fie prezentă memoria ta, aici, așa ai învățat să conduci, ai memorat pilotul automat în memorie, dar nu folosești, nu gândești memoria. Mergi în bandă datorită memoriei tale. Știi să mergi, adică tu știi să mergi în bandă. Folosești memoria să stai în bandă cu mine. Când vrei să schimbi banda, tu știi ce ai de făcut, la ce să o mai gândești, că știi, e o memorie. Exact ca și cum telefonul ăsta știe să memorează video. Ce trebuie să mai gândească telefonul altceva? El știe deja. Încă o dată. Mintea focusată prin simțul pe prezent, nu există anxietate, depresie, confuzie, nu există absolut nimic. Punct. Mintea focusată pe gânduri despre trecut, pe gânduri despre viitor, pe frici despre trecut, frici despre viitor, are anxietate, are depresie.
n-ai cum să tratezi iluzia. Anxietatea, depresia e o iluzie. Îți doar gânduri despre anxietate, despre trecut, despre anxietate, despre viitor. Sunt doar iluzii. Nu mai trăim iluzii, trăiește în momentul prezent, prin simțul. Simplu. Nu există anxietate în prezent, depresie, confuzie. Nu există în prezent. Nu există. O minte focusată prin simplu pe prezent nu poți să faci anxietate. Cine tratează? Ce psihologi? Ce psihoterapeuți? Ce guru să vină în fața mea? Pardon. Să vină în fața mea, să mă mintă că el tratează anxietatea. Nu există. Îmi cer scuze. Vine înapoi. Să vină guru, psihologi, toți să vină toți. Cei trăiesc în gândire despre trecut, despre viitor, dar nu fac anxietate, că nu gândesc așa mult. De exemplu, tu, dacă vrei să faci ceva mâine și nu gândești atâta, ai gândit-o o oră și o lași și te duci și faci cu curaj, nu ai anxietate. Dacă o gândești toată ziua, te ai anxietatea în prezent. Mașina. Cum poate mașina să aibă anxietate? Mintea nu poate să aibă anxietate, că sunt doar gânduri. Dar poți să-ți trimită în corp. Tu trăiești trecutul și viitorul. Nu trăiești prezentul, că în prezent nu există anxietate. Trebuie să auzi tot, să vezi tot, toată imaginea trebuie să o vezi. Intensiv, intensiv trebuie să o vezi. Cine să trateze anxietatea? Ea nu există anxietate. Psihologi, psihoterapeuți, guru, trimiteți-le videoul ăsta și care are curaj să vină în fața mea să-mi arate anxietate. Ce să trateze? Trebuie să înveți omul ca mintea lui să se focuseze ca un observator prin simțuri în prezent. Atât. Observatorul împrăștiat în 15 locuri mentale. Bani, femei, sexualitate, tot felul. El, mintea împrăștiată și focusată pe bani, pe lucruri exterior. Din cauza asta faceți anxietate. Trebuie să o ții aici, în prezent. Fără gânduri. Prin simțul. Bun. E ca și cum îți fug păpucii din picioare. Îi fug păpucii, îi bagi iar în picioare. Îi fug păpucii, îi bagi iar în picioare. Așa și mintea îți fuge. Bani, mașini, case. Și toți aveți o casă, o mașină, o femeie, sexualitate, nefericiți total, bă, nefericiți total. Dar când te întreabă cineva, ești bine? Da, foarte bine, dar imea continuă. Mi-am luat casă, mi-am luat mașină, deci dacă nu le aveai casa și mașina, tu erai praf. Și așa ești praf, că bucuria că ți-ai o casă durează o zi, două, o lună, două, să gata. Și dacă ai casă, stră altă casă, alte avioane. Nu
există anxietate. Nu există. V-ați băut cerneala, psihologi, psihoterapeuți, v-ați învățat de la alții care nu au depășit. Altfel, dacă psihologia funcționa, spiritualitatea funcționa, nu mai avea, mă, oameni, nimeni anxietate și depresie, nimeni în lumea asta. Faptul, rezultatele ne arată că nu funcționează. N-ai ce să tratezi. Anxietatea nu există în prezent. Există doar în mintea ta, care mintea ta nu există. Deci, e aiurea. Total aiurea. Aici, împărăția lui Dumnezeu. Dacă tu nu trăiești împărăția lui Dumnezeu, trăiești gânduri. Gândurile zrele. Adică nu gândurile zrele. Trăirea ta în gânduri e rea. Gândurile nu zrele. Eu acum folosesc gândurile, vorbirea toate. Fără să vină peste mine, să intre cu berbecele peste mine, propria mea minte. Să spună, faci bine. Uite, eu trebuie să mă uc acum într-al loc. Trebuie să mă uc într-al loc. Am continuat pe autostradă, pur și simplu, spontan, am dat drumul la video și continuu înainte. Mintea mea nu vine peste mine să-mi zică, nu-i bine, întârzi dincolo, nu întârzi, ce faci? Nu vine peste mine cu berbecele să intre peste mine să mă... E dresată. Bata soarele de viață. E foarte simplu. Și munca cu tine să ajungi în prezent e tot o prostie. Dar trebuie să o faci, prostia aia. Până atunci nu reușești. Dacă nu există anxietate, tu de ce vrei să scapi de anxietate? De ceva care nu există și trăiești într-o iluzie. Și asta e problema. O eviți anxietatea care nu există. Eviți o iluzie cu altă iluzie. Fugi de stările din corpul tău. Corpul tău îți trăiește memoria și imaginația ta. Bun. De ce să fugi de stările corpului tău? Le eviți. Faptul că le eviți îți intră în subconștient și ai stări mai agravate. Să vedem aici, bune întoarce. Cred că pe prima. Trebuie să te înveți ce trebuie sprijin, dar nu orice sprijin. 99% din informația pe net e total greșit. Și plus că și înțelepții vorbesc corect, exact, nu-i poți înțelege, din cauza gândurilor. E ca și cum, ai o mătură și vrei să mături în casă și tu mai ai 100 de mături. Păi nu poți mătura de măturile alea, ăle alte 100 de mături. Imaginează-ți într-o cameră, vrei să te apuci să faci curat, să mături, da? Și tu mai ai 100 de mături pe acolo. Nu poți face curat. Cum cu un gând să elimine alte gânduri? Nu ai cum. Învățăturile astea sunt pentru cine vrea. Pentru cine nu vrea, schimbați, plecați de aici, că nu e necesar. Nici de bani, nici de... nu e necesar să... De nimic. Căutați altundeva, sunteți voi bine. Aici e pentru oamenii care vreau să depășească anxietatea. Pentru ăla care vrea, pentru ăla care nu vrea, dă-i schimbă. Schimbă, că nu are sens. O să te... De exemplu, tu o să te... bulversez mai tare că mă asculți.
N-are sens. Nu vrei să scapi? Sau vrei de la altcineva să scapi? Du-te acolo. Consideră că videoclipurile astea sunt făcute doar pentru mine și atât. Suportul ăsta la telefon face figuri. Trebuie să aveți atitudinea căutătorului spiritual, trebuie să fie o atitudine de ucenicie. Ca și cum mergi ucenic, cum erau pe vremuri ucenicul ăla care merge să supune. Să supune vieță, nu mie trebuie să te supui, te supui vieță. Asta trebuie să fie atitudinea. Dacă eu știu mai multe ca tine și pot să te rezolv, trebuie să te supui învățăturilor, altfel nu o să înveți nimic. E ca și cum eu schimb bujiile la mașină și tu vii să pui cum să le schimb. Păi nu merge. Nu merge, că tu nu știi. Dar vei ști și tu, după ce ți arăt cum să le faci. Și după ce practici intens. Ceva ce nu trebuie să practici, dar n-ai cum altfel. Eu ți-am spune direct, tu ești adevărul, da, cui să-i spui, la mental. Prezentul e mare, trebuie să vezi toată imaginea, că e mare, imens. Trebuie să auzi tot ce se întâmplă. Trebuie să simți corpul, da? Pentru anxioși nu trebuie să simți corpul, că te vei duce pe simptome. Te duce iar în gânduri, iară te trage, iar te duce, iar te trage. Ca și papucul din picior. Sare papucul din picioare, îl pui iară, tot așa, tot așa. Până la un moment dat nu mai sare după prezent. Mintea se focusează doar pe prezent.
Deci hai scăpat de anxietate, nu o să mai faci niciodată anxietate. Pentru toată viața, adică nu o să mai ai cum. Anxietate există doar în gând. Dacă tu îți focusezi mintea, ți-o schimbi într-un observator al prezentului continuu toată ziua, nu mai există anxietate. Ea există ca o iluzie, nu e reală, prezent nu există. Prezentul ține de non-iluzie, de realitatea din fața ta. E o realitate pentru anxios. Aici nu există probleme în prezent. Doar dacă aduci gândirea despre trecut, viitor, există anxietate. Dar ea nu există, că tu trăiești la iluzie. Tu trăiești într-o iluzie. Teologii trăiesc într-o iluzie. Psihoterapeuții trăiesc într-o iluzie. Nu trăiești în realitatea asta să te bucuri de ce e în fața ta. Conduci mașina, te bucuri de condus. Mergi pe picioare, te bucuri de mers. Bei un ceai, te bucuri de ceai. Bei o bere, te bucuri de bere. Atât. Nu trebuie să existe altceva pentru tine. Ceea ce există altceva doar gândul. În momentul ăsta există doar condusul. Atât. Nu mai există altceva. Nu mai există. Există condus. Atât. Nu mai există altceva. Și acum există fumat. Acum există condusul și fumatul, atât. Este job aici, nu există nimic. Există doar plimbare, condus și atât. Că peste o jumătate de oră trebuie să fac ceva, atunci va exista ce trebuie să fac. Acum nu există. În momentul ăsta nu există anxietate, nu există. Acum există țigară și condus, atât, nu există altceva. Nu există sexualitate, nu există bere, nu există. Să doar fumat și condus. Aici nu există probleme, nu există ansietate, nu există depresie. Aici există doar condus și fumat, atât. Nu poate să existe ansietate și depresie. N-are cum. E condus și fumat. Faceți lumină în viața voastră. Faceți lumină. Lumina înseamnă să înțelegi că trecutul nu există așa ceva. Nu există trecut, nu există viitor. Nu există. Dar le poți folosi ca iluzii, normal. Trecutul, viitorul sunt iluzii care le folosești. Peste o oră mă duc să fac o muncă. Asta e tot, a folosit iluzia. Conștient fiind de prezent, că nu există trecut viitor. Am folosit iluzia.
de une prezentă, trebuie făcut bate, plătit aia, trebuie plătit aia, trebuie la lup, de une prezentă. Păi nu le poți face toate astea numai în prezent. Doar că tu stai în gânduri, ții cu consumul 8-5% din energia ta și seara ești terminat. Tu nu consumi energie fizică multă, 20-30%. Când te miști, când în rest psihicul te consumă, te consumă în proporție de 80%. Nu poți să stai capul aici la ce ai de făcut. Nu pot, că stă capul peste tot, să ajungi acolo. Și niciodată n-ajungi acolo. Niciodată. Ajungi acolo, fugi dincolo, fugi dincolo și toată viața fugi la sicriu. Fugi spre sicriu, asta face. Tot căutați, așteptați ziua aia fericită, care nu vine niciodată. Și ai 20, 30, 40, 50 de ani și nu ești bine. Cu cât trec anii mai mult, cu atâta mintea aia te zăpăcește mai tare. Tu îi spui pădure, dar când mergi în pădure sunt numai copaci, sunt numai gânduri, minte, o aglomerație de gânduri, nu e niciun ego, nici o minte, nici o suflet, e o aglomerare de gânduri, atâta tot, scade gânduri, dispare mintea. Da? Adică, cum dispare mintea? Ai o capacitate de gândire mult mai mare, ești mult mai inteligent, la ce ai nevoie tu? Mult. În sensul că ai o minte mult mai bună, mai performantă. Ego-ul nici măcar nu există. Ca o pădure, îi spui pădure, când mergi în pădure, e doar copac, 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 spațiu, copac, spațiu. Îi spui cumva la aglomerația aia, asta e. Gândurile care le folosesc și eu sunt din ceea ce am citit, adică nu pot să folosesc alte gânduri. Numai că citesc mai multe, deci folosesc gândurile să mă exprim, să vorbesc. Observați și voi că nu-s citit, nu-s fac parte din budism, din jainism, din tot felul, nu fac parte. Folosesc ce-o folosit lumea, ce mai știu și eu, și atât. Deci folosesc gândurile care
le-am acumulat. Folosesc memoria. Nu pot să vă spun altceva. Adică alte cuvinte, alte întortochieri. Trăirea prezentului nu se poate explica verbal. N-ai cum să o explici. E o trăire. Exact cum nu poți să explici cum te plimbi pe jos, în picioare. Te plimbi. Nu poți explica. Trăirea nu se poate explica. Se poate doar trăi. Și atunci când te tragi mai mult în prezent, intensitatea, trăirea crește mai mult. Crește mai mult trăirea. Pentru că se diminuează psihicul, energia care o consumi în psihic, se duce în simțuri și atunci simțurile se dezvoltă. Și mintea începe să tacă ușor, ușor. Dar tu trebuie să nu ai treabă cu mintea. Că dacă vrei să oprești gândurile, vrei să stai fără gânduri, o să dai de probleme. Dacă tu vrei să stai fără gânduri, e mintea care vrea să stai fără gânduri. Deci, pentru cei care rămân fără gânduri sau vreau să rămână fără gânduri, e tot mintea care nu s-a transformat în observator al prezentului, ci rămâne tot la nivel de gândire să gândească cum să-și oprească gânduri. Deci faptul să rămâi fără gânduri e fals. Toți mai ești, eu vorbesc și eu vorbesc, dar eu e tot mentală. E tot mental. Ceva ce poate face oricine cu multă muncă și cu sprijin. Dacă ești ca un ucenic trebuie să fii, pentru că nu știi. Rezolv mai rapid. Depinde cât ești de atent ca ucenic la ce ți arăt o să faci și cât faci tu. Un ucenic bun prinde repede. Un ucenic puțin mai tânăr prinde repede. Dar nu ține de tinerețe și de bătrânețe. Sunt oameni mari de 40-50 de ani care, dacă îți deschizi și ei, lor le trebuie mai multă muncă, pentru că au adunat atâtea multă memorie negativă. Dar bă, dacă am reușit eu, și voi puteți. Doar că ați fost învățat de mici greșit. Așa am fost și eu învățat. La fel. După am început să caut, am luat și eu toate și le-am făcut, le-am practicat, le-am căutat. Motamo, dacă eu când am auzit la Buddha că a picat o frunză și s-o iluminat, eu chiar m-am uitat la o frunză, 15 minute. Atunci a fost prima stare care am simțit că bă, există ceva mai mult decât ceea ce am știut eu. De acolo am început, am luat motamo lucrurile. Dacă Buddha s-a uitat la o frunză și s-o iluminat, așa am făcut și eu. Beneficiile toate pe parcurs
trebuie să pici. O să ai stări frumoase, stări bune, stări pozitive, tot așa crești, 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 dar creșterea e tot mental. Până îl prinzi pe ăla care crește și care scade. Cum îl prinzi? Nu îl mai prinzi, dispare. După muncă, cu toate că munca, efortul dăunează, dar nu ai cum altfel. Dacă te aud, dacă lucrez cu tine, poți fi altfel, poți să-i explic altceva ție, depinde. La altul poți să-i spun altceva, depinde de fiecare. La un om poți să-i spun ceva, la altul altceva, depinde de fiecare, ai cum, ce blocaje aveți acolo în iluzie. Dacă pur și simplu cumva înțelegi că bă, doar gândurile măsă. Frica că fac o pană la mașină e doar un gând. Deci dacă înțelegi că e doar gânduri ce mi se întâmplă mie peste o oră sau peste 5 minute sau acum, sunt doar gânduri. Și rămâi aici atent prin simțuri să vezi ce ți se întâmplă. Ți-e mult mai ușoară viață. Cu toate că viața e cea mai ușoară. Nu trebuie să faci nimic, nici măcar să o trăiești. Că voi vreți să trăiți viața într-un anumit fel în iluzia voastră. Deci vă proiectați în mintea voastră, așa e viața corect. Și atunci alergi după o iluzie. Așa mie viața bună, să am mașină, să am casă, să am femeie, să am bărbat, să am sexualitate, să am o muncă ușor, bla bla bla. Îți creezi o casă din iluzie. Și dacă îți faci casa mai mare, nu știu, în sicriu nu te lasă cu casa. În sicriu nu te lasă nici cu un pachet de țigări, că în sicriu ăla e mic. Nu te lasă nici cu casa, nici cu mașina. Am văzut, parcă s-o mai îngropat cu mașinile, le băgam toate așa, așa au fost dorința defunctului să... Lăsați-mă spiritualitatea, că nu prea, după cum am observat eu, de puțini oameni, cu tot că toată lumea are acces, dar pentru puțini oameni așa ce. Așa că luați-mă, mâncați bine, uitați-vă după gagici, mergi la gagici, la mascul, la... Țâmțâți-vă bine, mă. Cu tot că suferi, deci plăcerile în corp vin cu suferință, plăcerea vine cu durere. Plăcerea, orgasmul sexual vine cu durere. Da, da. Deci plăcerea vine cu durere, n-ai cum să scapi, trebuie să le iei pe amândouă. Te duci la multe gagici, la mulți gagici, păi asta e ce pustiu te simți înăuntru. Pentru că vine cu durere, așa vin plăcerile, dacă treci la nivel de plăcere, vine cu durere. Dacă trăiești la nivel de fericire, vine cu nefericire. Da, da. Știți că ești fericit, întâlnești pe cineva drag, o femeie, un bărbat, ești fericit, imediat după câteva luni sau rapid, într-o săptămână, ești nefericit. Așa vin ele. Dacă nu le iei așa cum îs, să ai o stare peste fericire, peste nefericire, să le poți vedea că așa vin ele. Să poți trăi ca așa vin ele, fericire, nefericire. Tu trebuie să ai o stare mai mare decât fericirea, să o ai în tine, mereu. Atunci știi că fericirea aia care o credeai tu, fericire nu mai e ceva trecător. Și atunci și nefericirea e ceva trecător. Și atunci ție nu-ți mai vin sub formă de fericire, nefericire. Și dacă vine fericire, nefericire, e același lucru pentru tine, pentru că tu ai o stare peste el. Mintea devine mult mai inteligentă.
prin prezent. Devine foarte inteligentă, dar pentru tine, nu o să fii Einstein, nu o să fii politician, nu o să fii nu știu cine. O să încep să fii un nimeni, fără să fie nimeni în tine care... Cu toate că poți să faci ce vrei tu. Deci singura problemă, că mă uit și nu mai am țigări, asta e, cred că, singura problemă. Deci asta e problemă din prezent, care chiar e o problemă. E o problemă, mi s-o gătat țigări. Și acum, orientarea mentală prin simțuri, la primul magazin, stop, pe avarii, pac, la treabă, bă, țigărușă. Deci nu contează altceva. Nu contează. Deci, am folosit gândurile, trebuie să iau țigări, dar până acolo rămâne condusul, fără țigară. Viață de viață! Bucuria, la fel, vine cu... Nu știu care e opusul bucuriei sau... Vine cu nebucurie. Toate vin așa pe lumea asta. Când le depășești, depășești fericirea, în momentul ăla se depășește și nefericirea, ambele, că sunt aceeași treabă, e aceeași, fericirea, nefericirea, e aceeași chestie. Cauți fericirea și vezi că mereu nu o găsești, mereu îți vine cu nefericire și tu mereu o cauți, dar ea vine cu nefericire. Dacă înțelegi, scapi ușor. Hai mă că nu-i greu, nu-i greu. Trebuie muncă, trebuie să știi și cum. Și mai lucrurile îți vin. Deci am văzut țigări, să vedem, pac, 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 pe contrasens direct, pac, nu mai conici, nu mai contează, mașina e cam mare. Nu știu dacă intră, n-am mai trece autobuzul pe aici, dar... Te duci tu să ne... Să nu... Să nu vină autobuzul. Aici, în spate, pe colțul stâng. Dăm un pic cu spatele. Pa, 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 pa. Păi și maestrii voștri spirituale au anxietate. Doi oameni mai ești spiritual cu anxietate să vină în fața mea dacă e maestru. Aștept. Vă mulțumesc, să aveți o sâmbătă plăcută. Încercați cât puteți. Dacă nu, contact și imediat rezolvăm. Luați contact. Pa. Mă găsiți voi. Ciao.